Vă salut! Bine ați revenit pe canalul de YouTube Plexo, locul în care prezentăm cutii de protecție și produsele care sunt transportate în acestea. Astăzi avem în unboxing un trepied destinat atât celor care se ocupă cu partea de foto, cât și celor care se ocupă cu partea de video, destinat camerelor Sony din seria Alpha. După cum vă spuneam, astăzi avem un unboxing, un trepied foto video, trimis de către un client de al nostru pentru care construim un set de cutii de protecție. O să i dăm drumul cu unboxing-ul. Înainte de asta, nu uitați, pe site-ul nostru plexo.ro, găsiți o grămadă de cutii de protecție pentru echipamentele voastre, inclusiv una care poate să acomodeze acest model de trepied. Vedem ce cutie are Manfrotto. Este un carton de bună calitate, cu un tipar monocrom, cu câteva sticăre color aflate pe corpul cutiei. O să-l rotesc în toate pozițiile ca să vedeți despre ce este vorba. Și o să facem și unboxing-ul propriu-zis. Acest trepied a fost cumpărat de la setup din România, nu avem voie de un cuțit pentru că, de un cutter, pentru că văd că sistemul este bine făcut astfel încât să îl scoatem foarte ușor, cutia este mică, vedem că nu are o protecție în interior, este doar husa trepiedului, avem ceva manuale de utilizare plus prinderi și o cheie imbus sau torx, cred că este. Și trepedul propriu zis. Practic, în situația asta nici nu este nevoie de o protecție mărită, pentru că trepiedul în sine este un produs foarte solid, construit din materiale solide, respectiv metal și plastic. Husa este de bună calitate, un material nici gros, nici subțire, dar cred că oferă suficientă protecție. Și acesta este trepiedul care are o protecție mică din nylon și din cauza că nu sunt foarte priceput în categoria asta de produse, o să cred că așa, da. Cred că așa se poziționează. E foarte interesant. Are și un cap uh, care are o grămadă de reglaje. Nu știu exact de ce nu pot să-l fac să stea drept, a da. Ok, acesta este trepidul despre care vă spuneam modelul o să-l afișăm în. Uh, Imagine, pentru că este complicat, mai ales modelul capului pe care se montează camera foto sau video. Are o denumire complicată, așa că o să-l găsiți în, în video pus în momentul în care se va edita. Acesta a fost unboxingul acestui trepied de la Manfrotto. Nu uitați, până data viitoare să aveți grijă de echipamentele dumneavoastră, pe site-ul nostru, plexo.ro, găsiți suficiente modele de cutii, astfel încât una dintre ele cu siguranță va putea acomoda și acest model de trepied. Vă mulțumim foarte mult, până data viitoare, toate bune!